Păi cum să meargă înainte dacă tu îl ții în brațe și nu-l lași să meargă bine, înainte? Bine, nu mai... Atunci... Ia-l pe micuțul, că îl compătimesc. Atunci... Na. Ador, mergi înainte, dar vezi că ciorba încălzită nu mai are gust. Na. Și că vezi că... Dacă tu te împaci, că oricum o să ai un suflet așa, că și o să ai, vezi, pur și oricum o să te văd despărțit. Asta ți-a spus? Da. Nu, Andrei, am spus din... Na, nu știu, din experiența mea, că și eu am făcut la fel la un moment dat și am avut de suferit mai mult. Mi-am zis din experiența mea, acum el face ce vrea. Dar nu, eu mă gândeam așa că erai supărată, că a șters cu tine pe jos, că m-a spălat pe aici cu tine pe jos, că te-a jignit în ultimul hal, că nu te mai interesează să vorbești cu el. Și cum ai auzit de Simina? Nu e neapărat cum am auzit de Simina, da? Eu nu știu, chiar l-am văzut că suferă și am vrut să vorbesc cu el. Dar nu suferea, suferea așa pentru că nu știa ce să facă, adică da, suferea. Chiar... Suferea de bine. O apreciez și îi mulțumesc că m-a făcut ieri să mă simt ok. Chiar m-a făcut să mă simt bine. Da. Bianca, aveai să-mi spui ceva. Cu ce-i dă speranțe Simina lui Jador? Când a plecat din casă, când a mers la Camera Roșie, ea a început să-i spună că n-a mai simțit cu nimeni cum a simțit cu el. Că n-a mai n-o să mai trăiască așa dragoste, că speră să mai găsească. Și Jador, atunci noi... Tot am ieșit în seara aia și din seara aia l-am văzut schimbat oarecum pe Jador. Aveți voi ceva mai bun de oferit, de discutat? Le zic eu că nu. Nici o problemă. Suntem aici să vorbim. Hai să vorbim. Foarte dramatică, doamna Andreea. Trebuie să spună punctul de vedere. Deci până nu recunoaște, eu nu mă las. Cine? Iulian? Până nu recunoaște că plânge, eu nu mă las aici. Nu? Dar eu stau și mă gândesc de ce ar plânge. Dar nu am pus doamna Andreea, exagerează. Îi frică că va fi respins, doamna Andreea. A vrut să ia pe Ela de mână și Ela s-a dus la Jador. Mai bun. Hai bine, mă lasă că sunteți voi băieți care nu faceți nici măcar un gest pentru nicio fată. Ia auziți aici, îi mai zi o dată mare. Sunteți voi băieți care nu faceți niciun gest pentru nicio fată. Cum nu a făcut gesturi, că eu gătit două, trei zile la rând, cum nu a făcut niciun gest. Băi, voi ce ați făcut? Ce ați făcut bun? Ce ați făcut? O dată, omletă, gata. Măcar nu. Dar ea nu poate să fie cumpărată cu flori și cu mâncare. Bravo, dacă ea vrea cu altcineva. Să mai faci așa. Bravo, Iulian! Te-ai întâlnit cu ea în avion când v-ați întors sau când ați plecat? Nu în avion. Nu vă pedepsește nimeni, să știți, pentru că n-am da, întâlnit, dar nu în avion. Paznic în aeroport. În aeroport. Poate în privat. Dar unde? La cafenea. În privat. Ia, vezi că am ghicit. Deci ați vrut să vă întâlniți în afara casei. Da. De aia fuge Eluța. Ia să-i tot plimba prin aeroport ca și fată. Când? Aseară. Cine a vrut să se întâlnească? Cu cine? Ia. Cum? Ia, am vrut să ne întâlnim, ne-am întâlnit, a vrut să vorbească ceva cu mine. Și sincer, Jador, îmi place. Și am vorbit cu ea. Da, 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 de asta îmi place și mie, de el, că e sincer. Și eu sunt sincer, să știți. Bine, atunci să-mi răspund și mie la întrebări când te întreb. Oricând, oricând, fără probleme, doamna. Bine. A vrut să vorbească ceva cu mine, am vorbit cu ea. Într-o glumă, eu chiar am glumisem. Am pupat-o. Pe gură? Am văzut și eu. Da. V-ați sărutat? Nu, ne-am pupat. Măi, fată, nu e atunci. Tu ești pe lângă. Dar are importanță. Am văzut o altă secvență când s-au sărutat. Mariana. Nu merită. Nu, frate. Unde v-ați întâlnit? Nu pot să zic. S-a pierdut acum. Bine, nu mai zic. La hotel? Nu. Ba da. La hotel? Da, era și el în cameră. Cine? Oameni, nu pot să cred așa ceva. Deci... Cine? Care e el? Care-ți... Da, pui spui și cu era și el în cameră. După am înțeles. A vrut să vorbească ceva cu mine și am vorbit, am clarificat niște chestii. Că i-am spus să-mi demonstreze că nu e falsă și chestii de genul ăsta. Ela! Da. Atât de tare ți-ai dorit să te vezi cu Jador în afară încât te-ai dus la el în camera lui de hotel? Nu, eu am dorit să ne vedem. Nu, nu. Eu am apreciat foarte mult. Eu mi-am dorit foarte mult să mă văd cu el. Am zis, vreau să ne vedem afară. Chiar simt nevoie să vorbesc fără camere, fără nimeni lângă noi. Chiar îmi doresc chestia asta. De ce? Cu riscul de a fi poate descalificată, îmi doream să vorbesc cu el așa cum am vorbit și înainte și să lămurim niște chestii. Vei plăti altfel, nu vei fi descalificată, vei plăti într-un mod care te va durea mai tare de atât. Dar de ce n-am cerut voie? Și noi vrem. Vrem la fete, la hotel. E un pic jenant. A fost acuzată că nu face în spate și... Da, doamna, asta a fost. Eu am apreciat, să știți. Da. Cred că toți băieți ar apreciat. Atât de mare drag și tu o să plătești, o să plătească și ea amândoi într-un mod în care o să vă doară mai tare decât descalificare. Păi și el. Că și el s-a întâlnit. Păi el, săracul, dacă v-ați băgat în cameră peste el... Eu n-am treabă, vreau să dorm. Ia-o. Yeah.
știți că mi se pare foarte urât. Ela, să-ți fie rușine. Așa. Puteai să ceri voie la staff să spui, îmi doresc enorm să vorbesc cu Jador, între patru ochi, simt nevoia să-i spun ceva, sau vreau să-i spun ceva, sau nu știu, orice. Vreau să mă întâlnesc cu el. 10 minute, 15 minute. Dați-mi asta, vă rog. Și oamenii ăștia nu sunt absurzi. Cu siguranță ți se dădea voie. Dar în niciun caz, în așa fel încât imaginea ta să fie una urâtă, tu să te duci noaptea ca femeie într-o cameră de hotel, în camera unor băieți. Dar știa că e acolo. Tu ești singură, puteai așa să vină la tine. Dar nu, mai ales după ce el a povestit că ți-a pus mâna pe nu știu unde și că nu știu ce a făcut cu tine. Tu știi cu într-o cameră de hotel. Jador, cred că tu știi cel mai bine cum se interpretează aici și tu ai pus-o într-o postură proastă. Foarte proastă și foarte urâtă. Eu nu am vrut să ies. Și de ce mai insistat dacă văzut că tu nu vrei? Și i-am zis... Puteai să cobori la recepție, luați pe M-a rugat, dar nu am vrut. Da, da, da. Nu, era obosit, am concert. M-a rugat, doamna, dar nu am vrut eu. Dar dacă te vedea vreun alt băiat ieșind de la el din cameră sau intrând la el în cameră noaptea, dacă te vedea vreun alt băiat, că intri la el în cameră. Sau că... Dar de ce nu v-ați întâlnit într-un parc? Nu știu. De ce n-ai coborât la recepție, Jador? Gigi, de seară mergem la parc. Doamna, eu i-am zis... Creați un precedent și se vor întâlni și ceilalți. Normal. Oricum veți plăti. Ok, a fost doar am vrut să fiu sincer, atât tot. Erai atât de supărată când a povestit Jador că a fost cu tine într-o cameră de hotel și acum ai făcut fix aceeași greșeală. Eu am vorbit cu el dinainte, atunci când ne-a filmat Andreea și am zis că îmi doresc să ne vedem în afară să povestim. Deci chiar mi-am dorit atât. Dacă el nu a vrut să iasă cu da, tine, zis că de ce? Pentru că n-aveți curaj să vă asumați ce faceți la televizor? De ce vreți să vă vedeți în afară? Pentru că n-aveți curaj să arătați lumii cine sunteți? De ce? De ce nu i-ai spus lucrurile pe care i le-ai spus aseară? Păi eu sunt aici și toată lumea mă judecă pe mine și voi sunteți falși? Păi atunci eu o să stau și eu falsă și o să stau ca o mimoză, așa pe canapea și o să vorbesc cu toți băieții, da, nu o să mă mai expun așa cum sunt eu, să nu mai spună lumea că sunt eu. Mă voi, frate, că vă victimizați atât și vă prefaceți în emisiune, de-aia trageți publicul. Lăsați falsitatea aia deoparte, că nu e corect nici față de noi care suntem reali și nici față de public, că nu vă înțelege absolut deloc. Deși sunt reali, dacă uită, trec. Voi ați vorbit ceva aseară, ați făcut ceva aseară și veniți aici ca și cum noi nu știm. E o gaură undeva, noi nu știm ce s-a întâmplat. Noi nu știm absolut nimic. Iuliana, îi cumperi flori și ea să duce noaptea la bărbați în camera de hotel. Nu știam asta. Uite că ai aflat asta. Da, am aflat. Uitați, poți să-i le dai la Bia dacă... Da, doamna Andreea. E foarte urât. Eu am apreciat, să știu. Ca și el, sunt foarte multe acasă. Aseară... Doamna, eu chiar am apreciat, serios. Mi se pare normal să apreciezi, o încetează. Ca bărbat. Cine nu apreciază asta? Dacă tu zici nu, 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 nu și tot vine... Și te trezești cu ea la ușă, îți dai seama, e bucuritor, e interesant. Mi-a dovedit că mă place și sincer acum o cred. Nu, 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 ți-a dovedit. Hai să degeaba spun eu. Dacă tu nu vrei să faci nimic. Hai să spun eu, disperarea că tu o să te împaci cu Simina a făcut-o să vină. De ce n-a venit până acum? Nu e de mână. De ce nu te-ai dus până acum, Ela? Poftim? De ce nu te-ai dus eu până acum? Mi-a mai spus odată că pleacă în România și am zis că vreau să mă... Eu mă văd cu tine, că vrei să ne vedem în afară, că da. Eu te-am întrebat de ce te-ai dus așa. Dar eu am spus și înainte, nu are rost să-mi spuneți. Am vrut doar să probez, să văd dacă ei chiar îi place de mine, așa cum spunea. Înțeles. Am vrut să văd dacă ei îi place de mine. Eu zic că erai sigur, da, mă rog. Și acum te-ai convins, nu? Așa... 30% să zic. Încă regulamentul. Și cu imaginea ei cum rămâne? Cum? Cu imaginea ei cum rămâne? Doamna, nu știu. Poate am interpretat eu greșit, nu știu. Nu știu. Bine. Hai să vedem ce fac și porumbei din colegii din grădină, Andreea și Livian. Sunt două moli. Da, normal. Am și uitat de... Dar cât... Mi s-a rocit mă. Păi au fost pedepsiți. Gata, s-a terminat pedepsa. Ia uite. Trezește-te, broscoiașule. Sunt în comă, de dragul. Andreea! Da! Haide, băi. Sunteți pe ecran. Puteți să stați acolo, că vă... Pe pe voi ecran. Da, da, pedepsa. Și că asta e pedepsa pentru el. Pentru tine, poate. Pentru, am să zic că pentru mine, dar nu zici Roxana, dar na, Jador și pedepsele lui. Bună ziua! Bună dimineața! Bună, dimineața. Bună, bună! Ați dormit? Ce ați făcut? Da! Da, mai aveai și adormeai un pic, mai. Livian! Da! Ai fost pedepsit?
Da. Ai simțit că ai fost pedepsit sau... Asta e o întrebare cu două tăișuri. Atunci, dacă n-ai simțit, dragule, uite, fă și pedeapsa asta. Nu pun botul! Hai să ne exprimăm frumos. Ia zi, de ce ai fost pedepsit? Ce ai făcut? M-am dus să duc mierea la fete și să-i duc pâine cu miere. Cui? Bianca. A, ce drăguț! Da, nici n-ar fi trebuit să iei pedeapsă pentru asta. Păi nu? Se pare mai așa de romantic. Mai trebuia să-i aduc ecler și nu i-a mai adus ecler și... Te-ai supărat că nu ți-a mai adus eclerul? Da? Uite, s-a supărat. Mi-a zis de-aseară și... Acum nu-ți linge buzele. Tot m-am gândit de-aseară că l-a zis că duce zi, de cap, nu. Da, v-ați împăcat, ați lămurit? Andreea, Livian? Cum adică s-a împăcat? Pentru că erau certați, așa ei au zis că rămân prieteni, dar nici măcar prieteni văd. Ba da, ne-am pupat asta. Da, stai cu minte. Cum ca adică? Prieteni s-au pupat. Ai vrea tu. Cum adică? Păi dacă a zis că s-a pupat, s-a pupat, nu? V-a pupat pe obraz, da, ca prieteni. Da, pe obraz, da, da. Ca doi da, prieteni? Înțeles, corect. Da. Da, da, pe obraz. Și e totul în regulă, nu? Ați clarificat. Da, da. E totul în regulă, chiar am lămurit. Da. A încercat să mă pun într-o lumină proastă în ochii lui, atât de mult, cu trecutul meu și nu știu ce. Nu e adevărat, nu cu trecutul tău. Dar cu ce? Cu ceea ce e. E, asta e ea. O vicleană și un șarpe. Păi lui îi place că sunt șarpe. Dar-i treaba lui. Tocmai că pe mine nu mă mai interesează, i-am spus. Deci păi, chiar nu mai îmi pasă. Nu s-a văzut că nu te interesează. A scos în evidență de bobicioiu, de Hamude. Ea spune bine că nu vorbește cu Hamude, dar... Hamude a spus gen că el m-a refuzat pe mine sau ceva de genul ăsta și am trebuit. Nu, am văzut în emisiune, nu mi-a povestit nimic despre tine. Da, bine, cum zici tu? Absolut, da, o să ne uităm că ce bine că sunt filmări în care omul spune în față că nu te vrea. Da, 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 de ce, nu mi-asum, nu. Păi, dar de ce spui că mi-a spus la telefon, eu am urmărit sezonul 1. Păi și ce mesaj îi dă de Hamude Biancăi? Nu știu. Acum nu că iau apărarea, dar să aducă Bianca. Dar nu înțeleg, iară că are importanță. Că nu, dar zic așa că știu Hamude, ce mesaj îi dădea și Hamude aici cu, veneam Hamude cu și... Bogdan, la un moment dat, se luase la ceartă din cauza Biancăi. Da, știu. Serios? Lasă, tu nu-i mai spune, că oricum nu mă interesează părerea ei. Eu am văzut ce a fost difuzat. Dar bine, într-un final, n-ai mai rămas cu niciun. Dar nu se știe niciodată. Cum nici ei nu și-au dorit, nici eu nu mi-am dorit suficient de mult. Da. Cum nu-ți dorești nici cu Livian? Și a fost doar o opțiune? Livian a fost o opțiune? Da. Dar ce se întâmplă, Jador? De ce o ataci pe Bianca? Nu știu, am observat. Nu atac. Asta e adevărul care vede lumea. Pentru că îți place dacă adevărul? Era Bogdan în casă... Jador, îți place adevărul? Corect. Da. Da. Adevăr, da? Gol, gol. Și Bianca îi place adevărul. Ah, bine, Bianca. Da. Să știi. Știu ce. Eu păi prietenul ei, uitați ce zice, dacă era Bogdan în casă. Să nu uiți asta, Jador. Bine. Eu țin cont de prietenii în general, dar Jador poate să spună ce vrea. Ea nu mă deranjează. Gata, măi, nu mai zic nimica. Și eu țin cont. Știu și eu. Nu știu de ce. Mai bine, e treaba lui ce vrea el să facă. Nu știu de ce i-a dat pedeapsă lui Livian să stea cu Andreea, ca să nu i-a dat pedeapsă pentru... A fost pedeapsă pentru Bianca. Nu, da. El a rămas în trecut. Pentru că nici el nu își dorea gen să vorbească cu ea așa, nu prea, se evitau. Și am zis că de ce să se evite dacă e tot oricum stau în casa asta, să totodată ieși pedeapsă și rezolvă și problemele. Da. Și v-ați rezolva problemele, da, Andreea? Da, da, da. Chiar a fost foarte... Sigur nu mai face, Andreea, sigur nu mai vine dacă la... Dacă era Mocanu în casă, aș fi pus-o pe Bianca cu Mocanu. A zis și el că dorește să vină Mocanu. De ce, Livian, vrei să vezi ce fel se comportă Bianca? Pentru că mi-o pica draga, adică chiar e o persoană băiat de milioane. M-ar și ajuta în chestia asta, că eu sunt conștient că, nu, eu plăcut de el, de Bogdan. Dacă ar veni, aș vedea dacă chiar eu, cum a zis el, o opțiune, deși nu opțiune e cuvântul potrivit, sau nu. Eu zic altceva. Dacă ar veni Iancu, ar trebui să vezi. Da. Oricine. Da. Oricine ar veni. Dar nu din partea ta, ci din partea lui. Păi am mai vorbit cu el pe mesaje. Îți scrie? Nu, i-am scris eu. Nu, am mai scris. Iancu, bine, că... cred că dacă vine Iancu... E important. Nu mai zic, gata, nu mai zic. Da, mă rog, foarte interesant. Foarte frumos a fost și astăzi. Ne vedem mâine de la 11 și apoi de la 17. Cele 8 ore s-au încheiat. Bună.
Ai văzut ce ciudă-i la Bianca? Da. Am fost și m-am văzut aseară cu Jador și m-am părăt. Cine? Bianca? Okay. Cine tu? Am fost fricul la el, că nu se simte bine deloc. Cine?